Începând cu Miercurea Săptămânii Albe, în bisericile ortodoxe se rostește una dintre cele mai frumoase rugăciuni de pocăință, Doamne și Stăpânul vieții mele. Cunoscută și ca rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, aceasta este rostită până în Miercurea din Săptămâna Sfintelor Pătimiri. Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul este una dintre creațiile liturgice specifice postului mare. Este cunoscută încă din secolul al IV-lea și se rostește în cadrul slujbelor începând cu Miercurea din Săptămâna Lăsatului Sec de Brânză și până în Miercurea din Săptămâna Sfintelor Pătimiri. Această rugăciune scurtă, dar cuprinzătoare, este rostită de două ori, însoțită de câte trei metanii mari și de 12 metanii mici ritmate la rândul lor de patru stihuri care ne amintesc de rugăciunea Vameșului. Dumnezeule, milostiv, fii mie păcătosul! Postul cel mare este, de fapt, un timp al introspecției, ca să folosim o terminologie mai actuală, mai la îndemână. Este un timp al pocăinței, care presupune, de fapt, coborârea într-o adânc, o analiză personală a noastră față de Dumnezeu, față de aproapele, față de cei din jur. Și atunci, această rugăciune exprimă tocmai această dinamică de pogorâre într-o adâncuri, dinamică care presupune un itinerariu, de fapt. Rugăciunea însăși reflectă un itinerariu concluzionat în cea de-a treia strofă. Și deja am zis că sunt trei strofe. Am anticipat cumva structura acestei rugăciuni pe care biserica a rânduit-o să fie rostită în această perioadă deosebită. Mai înainte de orice, îl numim pe Dumnezeu stăpân al vieții. În sensul acesta, îl așezăm ca și cel care ne oblăduiește viața, ne pune de rânduială viață și ținta înspre care noi privim. Proclamând acest adevăr, începem să ne curățim. Este ceea ce noi am numit în teologia ascetică praxisul negativ. Ne curățim de patru duhuri ale răutății, de patru lucrări negative din viața noastră, exprimate în această rugăciune, în prima strofă. Este vorba de duhul trândăviei, este vorba de duhul grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert. Toate sunt, de fapt, boli, ca să le numim așa, ale omului contemporan. În felul acesta, reflectând întru totul problemele cu care el se confruntă. Iar în cea de-a doua strofă, înlocuim, de fapt, aceste patru duhuri ale răutății cu ceva pozitiv. Tot timpul, eliberându-ne de ceva rău, punem ceva bun în schimb. Este vorba de duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei. Iar în cea din urmă strofă, așa cum deja am anticipat, încă o dată ne manifestăm această încredere în Dumnezeu ca și stăpân al vieții și cerem lucrul acesta, să ne arate păcatele noastre, să fim capabili să ne vedem ca într-o oglindă, ca la un computer tomograf, să zicem iarăși în terminologie contemporană, să ne vedem așa cum suntem noi. Și văzându-ne așa cum suntem noi, deja începem să avem o relație mult mai firească, mult mai adevărată cu cei de lângă noi, în sensul în care văzându-ne neputințele noastre, problemele noastre, vom fi mai puțin dispuși la a-i judeca pe ceilalți și la un comportament în consecință. Așadar, această rugăciune este de fapt un program special pe care Biserica ne-l pune la îndemână în toată această perioadă de pregătire. Atunci când rostesc rugăciunea Doamne și Stăpânul vieții mele, credincioșii se închină până la pământ, metania fiind semnul pocăinței și al ridicării din păcat.